Nu? Cristi a avut un tricou extrem de interesant astăzi și îl poartă chiar și această transmisiune. De fapt, a avut două. Cu microfonul mai jos, Cristi, așa. Bună ziua! Acum ești cu tricoul de când Florin Câțu și Ludovic Orban erau buni prieteni și mi-a plăcut foarte mult că te-ai și pozat cu Florin Câțu cu acest tricou. Ce a zis când te-a văzut? Apreciază o glumă bună și pe mai departe așteaptă să se termine alegerile și să iasă câștigător. Ce curiozitate, la fel și Ludovic Orban se vede câștigător înainte de numărătoarea voturilor, că vorbim de voturi, se votează în acest moment, iar după vot, delegații vin, bineînțeles, la terasa cu mici, acolo se fac micii, aici se plătește și aici se stă la coadă. Da, 4 lei micul, se iau porții sănătoase, porții generoase, că cine stă la coadă nu ia doar pentru el, ia pentru toată lumea. Sărmâinile, de unde sunteți? A, din București. Din București? Da. Bun mici aici la terasă? Nu i-am gustat, după cum vedeți. Sunt la... Și pentru colegi sau doar pentru dumneavoastră? Doar pentru mine. Sărmâinile, mulțumim frumos. Sunt, Mihaela, sunt delegați veniți din toată țara, din Moldova, din zona Ardealului, din Maramureș. Unde e domnul din Maramureș? Bună ziua! Să trăiți! Să trăiți, bună ziua! Cum a fost drumul până la București? Bunișor, bun, bun. Cât ați făcut? 8 ore, 10 ore? Vreo 12 am făcut. Când o să aveți autostrada aia gata? Că uite, sunteți la putere, haideți cu autostrada. Acum o vom vedea ce or face noua conducere a Partidului Național Liberal. Ați venit la un mic? Am venit la un mic, o parte nu suntem mâncați de aseară. N-am servit micul dejun. Și ați votat și gata. Ați votat cu conștiința împăcată? Am votat cu conștiința împăcată și ne rugăm la cel de sus să iasă cel mai bun. Și să nu se mai certe, domnule, să treacă o dată la treabă. Exact, să facă treabă. Câți mici ați comandat? 5 mici și o porție de cartofi. Să vă fie de bine, să aveți poftă. Mulțumim. Mihaela, haideți să mergem. De la Antena 3 suntem. Ați fost în direct la Antena 3. Mulțumesc mult! De la ce televiziune suntem? Știi că de fiecare dată când cineva se vede la televizor, întreabă ca să vă vadă și părinții să sune acasă. Așa. Hai, dar, Mihaela, ce fac colegii mei acum? Te rog! Ia, vino încoace, vino încoace să vezi de n-ai văzut. Știi că a ieșit președintele Klaus Iohannis acum o săptămână, parcă, și ne-a invitat pe toți să jucăm golf. Băi, de atunci, pe toată lumea, pe toți din redacție, văd că joacă golf. Adi Ursu aseară juca golf, Radu Tudor aseară juca golf. Uite-te și tu aici, la Dita-i Congresul bine. PNL, Andreea Dumitrache și cu Alex Muntean joacă golf. Păi foarte bine, dacă ai zis președinte că e un sport accesibil tuturor românilor, era păcat să nu. Tocmai acum încerc să o să vină liberalii aici de frunte la noi să mai facem analize și să vedem cine iese președintele PNL. Mai degrabă, nu e chiar golf ăsta. Ce jucăm aici, Alexandru? Mai mult un ping-pong cu palete. De... E să promovăm sportul pe care ni l-a sugerat președintele Iohannis, că golf, a zis președintele golf, frate, ne apucăm de golf, Mihaela. Nu se. Repede, înainte să încheiem, ce vești ai din interior? Se votează. Sunt părerile din partea taberei Câțu că va câștiga premierul cu o diferență de cel puțin 500 de voturi. Acum, e scandal acolo? Deocamdată e un mini-scandal. Se încearcă să se scape de perdeluță. Acum o să vedem. Ca să nu voteze, să nu poată să-și fotografieze voturile. Așteptăm. Sunt colegii înăuntru. A început votul din moment în moment. O să aflăm cine e președintele. Așa, Mihaela, rămânem pe Antena 3 și știi ce mi se pare mie curios? Că ambii candidați, fie Orban, fie Câțu, după aceste alegeri, indiferent care din ei va câștiga, vor veni și ne vor spune: purtați mască, vaccinați-vă, păstrați distanțarea. Și ce fac înăuntru? Exact contrariul. Păi da, dar după congres. Totul se întâmplă după congres, Cristi. Și apropo de congres, cei de la USR Plus fac și ei congres și au votat ieri să facă tot acolo la Romexpo cu cel mult 150 de participanți. Extrem de interesant.